Revărsările de ape de vineri din sudul județului Hunedoara, când Jiul de Vest a fost sub cod roșu, au produs pagube importante. Sute de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, însă, din fericire, nimeni nu și-a pierdut viața. În urma ploilor torențiale înregistrate vineri în Valea Jiului, aproximativ 400 de gospodării din localitățile Uricani, Lupeni, Vulcani și Aninoasa au fost afectate de furia viiturilor formate pe Jiu și afluenții acestuia, care au fost sub cod roșu. Sub supravegherea autorităților din teritoriu, 282 de persoane s-au autoevacuat sau au fost evacuate de echipele de intervenție. De asemenea, apele au afectat 384 de gospodării din sud județului Hunedoara. La intervențiile de eliminare a efectelor dezastruoase participă pompieri militari, jandarmi și salvamontiști hunedoreni, dar și colegii de-ai lor din Timiș, Caraș, Severin și Sibiu. De asemenea, sprijină aceste acțiuni și membrii ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență din Vulcan, Lupeni și Aninoasa. Apele s-au retras semnificativ și, din fericire, nicio persoană nu și-a pierdut viața, dar pagubele materiale sunt importante, cuantumul lor urmând a fi stabilite în zilele următoare.